și acum își fac apariția elevii Ludmilei Kalinina și mă refer la Vera Bazarova și Yuri Larionov. În cartea lor de vizită sunt înscrise câteva medalii importante, locul 3 la europenele din acest an, de două ori au terminat pe podiumul campionatului Rusiei, extrem de important. Vera are 18 ani, iar Yuri 25 și astăzi în programul scurt vor interpreta rolurile a două persoane, Gloria Tosca și Mario Cavaradossi, cei care sunt principalii actori ai operei Tosca a lui Giacomo Puccini. Așadar, două personaje ale operei acum pe gheață interpretate de ruși. Triplu trup în paralel. A greșit el de data asta. Superbă aruncare. Triplu luț aruncat, fără greșeală. Bazarova și Larionov pentru Rusia. În orice caz, de fiecare dată când ascult muzica din Tosca, nu pot să nu-mi aduc aminte de povestea pe gheață spusă în urmă cu câțiva ani, care mi-a rămas pur și simplu în minte, povestea spusă de Tatiana Nafca și Roman Costamorov. A fost una dintre cele mai frumoase interpretări pe gheață ale poveștii din Tosca. Încă mi-o aduc aminte exact. Dar vorbim de o altă generație, de doi tineri extrem de talentați, tot din foarte, Rusia. Foarte talentați și chiar dacă au greșit, și aici el a greșit mai mult în acest program, au un potențial fantastic. Iar degajă atâta siguranță pe toate elementele pe care le-a făcut. Sunt sigur că și el se poate aduna și se poate ridica la același nivel. Dar potențialul lor este foarte bun. Am văzut ce ușurință au avut și pe sărituri și pe aruncări. Aici triplu tulup în paralel, la care el a greșit, i-a lipsit ceva rotație, a plecat destul de chinuit cu mâna dreaptă. Dar uite-te aici ce înălțime a avut fata la acest triplu twist și cât de clar a prins-o înainte să termine rotația. Exact. Și nu s-a folosit de umăr. Apropo de ce spuneam și ce am văzut la perechile precedente. Iar aici, la fel, aruncare. Ce zbor fantastic și ce aterizare sigură. Vezi,
Și a terminat acel, rotația acea în aer muchie exterioară la aterizare, fără forțarea muchii, fără să iasă prea multă zăpadă. Știi ce mi-ar plăcea mai mult la ei? Să lucreze cu fața. Nu transmit nimic, nu reușesc încă să se detașeze și nu interpretează ceea ce patinează. Încă mai au de lucrat la partea artistică, apropo de comunicarea sentimentelor, trăirilor pe care trebuie să le transmită până la urmă publicului. Sunt foarte concentrați pe ce au de făcut. Încă sunt concentrați, vedem că nici ei nu se pot sunt bucura puțin că stresați, au greșit, încordați. Dar oricum punctajul este foarte bun, de 59-62. Acel punct este din cauza căzăturii lui. Locul 3 pentru Bazarova și Larionov.